curioasă dacă ți-ai alege vreodată un partener din acea sferă cu tine, până la urmă, pentru că mi se pare inedit că e un domeniu și funny, dar și în care poți să o iei. Da, dar nu aș mai alege un partener, ceva mai liniștit, așa, mai ca să nu fie război, să fie yin și yang, cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Astea sunt curioasă, pentru că până la urmă vorbim de o carieră în care toată lumea, și când intre într-un personaj, poate vii acasă cu chestiile de la personajul ăla. Și sunt curioasă, cum e? Da, poate fi încărcată, nu știu, sau... De exemplu, dacă eu cum sunt plecată foarte mult de acasă, îți dai seama că ideal e să ai un partener care să stea mai mult pe acasă, știi? Să, practic, să te aștepte cineva acasă, că dacă ești și el plecat în turneu, fix când tu te întorci din turneu, păi nu prea te vezi, nu prea cred că poate funcționa neapărat, sau cine știe, nu știu, poate din același domeniu, dacă e actor, dacă e, nu știu, scenarist, da, stă pe acasă, știi, deci e în același domeniu, dar aș vrea să nu mai amestec cumva lucrurile, aș prefera să, da. Da, am înțeles. Nu, dar știi cum e, că și ăla care nu e din același domeniu pare, nu-ți înțelege cariera și zice, bă, da, ia asta e un pic... Păi, de ce crezi sora mea că a fost atâta timp singură? Cam cine crezi tu că te... E mai complicat, într-adevăr. Dar nu e imposibil. Acum mai sunt și... Mai dă Dumnezeu și perioade bune. Lasă, că la câți fani ai tu pe Instagram, de n-am văzut acolo la bărbați de se roagă la Dumnezeu și la măicuța Domnului să fie aleșii tăi de mamă. Nu știu ce ai văzut tu. Nu, la mine n-a venit. Nu. Ceva așa să zic... Ia uite-l pe domnul. Nu am atras nimeni atenția, sau poate că n-au știut, nu știu, cum să înceapă o discuție sau să o ducă mai departe, sau nu știu, mai complicat. Da, sunt un pic ciudățică, într-adevăr. Adică dacă îmi scrie cineva, de exemplu, ce faci, dragă, înnebunesc. Deci, bloc direct. Mi se pare că ea știe așa, ce faci, dragă, știi, dragă, ăsta, apelativul ăsta mă scoate din sărite. Astea după, adică iubito poate să-mi spună după ce e iubitul meu, nu da. Direct ce faci iubita. Nu fac. Concluzia nu fac interviului este nu ne mai scrieți mesaje cu scumpa, iubita, draga și mai știu eu ce.